O ambulanță care aparține unei firme private și o mașină nu au putut împărți o intersecție din capitală. Cele două vehicule s-au tamponat violent la intersecția străzilor Ismail și Alexandru Hâșdeu din sectorul centru, în jurul orei 10. Primele imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare de către un martor ocular. Autorul postării scrie că în momentul producerii accidentului ambulanța avea girofarul și sirenele conectate. Reporterul nostru a încercat să afle mai multe detalii de la locul accidentului. Șoferii însă au refuzat să dea declarații în fața camerei. Cu toate acestea, bărbatul care conducea ambulanța a povestit că echipajul medical se afla în misiune. Medicii ar fi transportat un pacient la spital și se întorceau spre bază. Din imaginile de la locul accidentului se poate vedea că mașina a intrat cu capota în partea din spate a ambulanței. În rezultat, ambele vehicule au fost avariate. Ambulanța s-a ales cu farurile din spate făcute țândări, iar bara de protecție a autoturismului s-a desprins și a căzut la pământ. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, cel care s-ar face vinovat de producerea accidentului este șoferul ambulanței. Bărbatul a înaintat fără a se asigura dacă trecerea i-a fost cedată de către ceilalți participanți la trafic. Oamenii legii au constatat că șoferul mașinii vira la culoarea verde a semaforului de pe strada Alexandru Hâșdeu pe Ismail. Cel mai probabil acesta nu ar fi observat ambulanța și a tamponat-o din spate. Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a avut de suferit. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă amendă de 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare.